Hei, bine v-am regăsit la episodul 28 aici la mine acasă, un fel de episodul 12 pe care l-am făcut la TVR reluat, ăsta din poză. O să te uiți și la ăla dacă nu l-ai văzut, că m-am gândit că nu are rost să-l fac exact la fel și am mai schimbat câte ceva. Ăla era pentru publicul larg, ăsta e așa mai între noi. Subiectul este Primul Război Mondial și Marea Unire. Hai să începem! Cred că ăștia care mă urmăriți de mai mult timp ați ajuns să vă dați seama ca în ce fel de om sunt. Mai nemulțumit, așa, comentez mult. Ei, unul dintre lucrurile astea care nu-mi convine e felul ăsta glorios și cu sclipici de prezentată istoria poporului nostru și normal, cap de afiș aici ce poate să fie? Unirea cea mare. Cântece, ode, porumbei albi, dansatoare, fasole cu ciolan, frumos. Poate o fi fost așa, dar experiența ne arată că realitatea nu e chiar așa. Și mai ales când unirea asta vine după un război în care nu ne-am respectat alianțele. Nu de bună voie, normal, că e război, dar astea sunt regulile. Și la urmă ne-a căzut și jackpot-ul în poală că s-au prăbușit și toate imperiile pe lângă noi. Sunt multe lucruri și de bine, sacrificii, eroi naționali, corect. Numai că să fim onești și să acceptăm că unirea nu e basm, e realitate. Și știm că realitatea e așa și așa. Să sărbătorim evenimentul nu-i rău, 100 de ani e ceva. Dar în discuții alea de primari sau cine are voie la microfon, normal mi s-ar părea să se vorbească despre tot contextul, nu numai despre ce ne convine. Uite, eu chiar aș băga un discurs de 1 decembrie, dacă ajunge mesajul ăsta la cine trebuie, cineva cu putere de decizie, gratis, îmi plătesc singur transportul, chiar mă bag, serios, facem. Așa, am rămas în episodul precedent la Primul Război Mondial. Regatul României e într-o fază bună, însă problema agrară încă ne mulțumește țărănimea care își amintește măcelul din 1907. Parlamentarii se fac că muncesc din greu să găsească o soluție de trei capele, dar uite că vin atâtea războaie și n-ai timp. În 1912-13, popoarele din Balcan se bat cu otomanii și apoi după ce îi înving se bat între ele. Iar aici guvernul român găsește potrivit să intervină alături de greci și sârbi împotriva bulgarilor. Am vorbit și în episodul trecut, pentru că putem o facem pe șmecherii și le luăm cadrilaterul. Și din cauza asta Stoichkov acum ne zice mămălicii go home. Și uite că suntem în 1914. Europa deja încordată avea nevoie doar de un... ca să explodeze. Germania, tot mai dominantă pe continent, era aliată cu Austro-Ungaria într-un bloc numit Puterile Centrale. Sateliții alianței estea, Italia și România. România, care semnase în 1883 acest acord, rămas secret în țară, despre care știa doar regele, Carol, și câțiva diplomați importanți. Era bun inițial că ne proteja de amenințarea rușilor, dar în prag de război mondial, datele problemei erau un pic schimbate. Tot cu nemții se dau și Turcia și Bulgaria. De partea cealaltă sunt Franța și Marea Britanie, acum prietene, și cu steluță Rusia, luată în echipă mai mult de nevoie decât de Se mai bagă în ciorbă și Japonia, de prin Europa, Serbia, Belgia, Portugalia, Grecia, rimează. Amestecate și ele în război mai devreme sau mai târziu, pe bază de alianțe sau în funcție de interese. Și ceva mai târziu, Statele Unite. Fitilul care aprinde toată treaba este asasinarea principelui moștenitor al Austro-Ungariei la Sarajevo de către un naționalist sârb. Povestea e destul de celebră. Pe scurt, Bosnia, partea imperiului dualist, este revendicată de sârbi. Și normal că ce argument mai puternic poți găsi decât un asasinat? Asasinat care era cât pe ce să nu iasă, găsiți mai multe informații pe internet, dar oricum și așa se găsea alt motiv. Și de aici înlănțuirea de alianțe. Austriecii le dau un ultimatum destul de dur sârbilor, care normal ei ca nație per total de ce să fie răspunzători pentru acțiunea unui extremist. Dar chiar și așa sârbii acceptă majoritatea clauzelor, fără alea care amenințau suveranitatea tânărului lor stat, mai ales că știau că și Rusia le-a promis că se bagă pentru ei. Kaiserul german, nu Șunca, este prins la mijloc între aliații austro-ungari și Imperiul Rus condus de Vărsu, țarul rus Nicolae. Dar nu ies negocierile și este nevoit să replice prin mobilizarea armatei. Franța se simte și acum amenințată, face la fel și uite așa o înlănțuire nefericită de situații duce la izbucnirea celui mai mare război văzut până atunci. La noi, a doua zi după izbucnirea războiului, regele Carol adună guvernul și un consiliu de coroană, îi zice, adică oamenii aia pe care ai răbdare să-i asculți când e grabă, deschide seiful, scoate tratatul ăla și zice că, bă băieți, noi cu nemții și austrieci, uite, scrie aici, cam aia e. Premierul Ionel Brătianu îi zice că, alo, tataie, niciuna e, hai să votăm aici între noi. Și iese că majoritatea aprobă neutralitatea României. Regele moare de necaz și de bătrânețe câteva săptămâni mai târziu, iar succesor este fiul adoptiv, nepot de frate, Ferdinand del Primero. Ca și Carol, Ferdinand a crescut în Germania și a venit în România la vârstă matură, dar era deja pe aici de vreo 25 de ani când i-a venit rândul la tron. Soția lui, Regina Maria, era și ea bine priponită în rețeaua monarhică europeană. Pe tată, nepoata a reginei Victoria Angliei și de pe măsa nepoata a țarului Alexandru al II-lea al Rusiei. Bănet la nunta aia gras.
Noul rege, oricât de neamț la rădăcină, acceptă că pentru România este mai oportun să intre în război de partea Antantei. Guvernul român încheie un tratat cu englezii, francezii și rușii, în care cerem și ni se promit Transilvania, Banatul și Bucovina și în 1916 intrăm în război. Era luna august. În parlament și în ziare toată lumea era pregătită, armata mai puțin. Ați văzut filmul ăla cu Amintiri din epoca de aur? Sau dacă nu l-ați văzut oricum, ați auzit povești din alea când venea Ceaușescu într-un tur din ăla de aduceau capre din comunele alăturate să fie pe stradă acolo pe unde trece tovarășul. Dar nu credeți că obiceiul ăsta a apărut așa din nimic? Știm noi de mult să facem frumos lucrurile din gură. Exemplu mai recent, Petre Daia. Cum nu facem noi sau luăm măsuri, nu-i nicio problemă. Și apoi trebuie să omori niște sute de mii de porci. Ei, așa și în 1916. Trupele erau slab pregătite, de aprovizionare se ocupau niște firme fantomă deschise pe numele soțiilor unor prieteni de unor miniștri și, în general, situația era sub control mai mult în birouri decât pe teren. Deci hai să vedem cu războiul ăsta, că mi-a și scris destui că, bă, Virgile, zine despre război, despre bătălii mai pe larg. Dar nu o să o fac pentru că mi-am dat seama că nu-mi pasă de aspectul ăsta. Că nu despre asta e canalul, nu știu dacă v-ați dat seama până acum. E mai mult despre idei și mai puțin despre dat cu bazuca. Și așa, în prezentarea istoriei în general, partea asta cu bătăliile și cu omorâtul, cea mai scoasă în față că parcă de acolo ai ce învăța. Păi istoria nu e lecție despre tehnică de război. Și plus că pe pupat în cur eroismul ăsta de luptă e construit patriotismul fanatic care nu-mi place deloc. Până la urmă războiul de pe câmpul de luptă din tranșee e dus de niște oameni care nici ei nu știu pentru ce se bat. În cazul nostru, în 1916-17 le-a promis regele pământ și aveau și ei un scop în vedere, știau pentru ce se bat, să câștige pământ pentru ei, pentru familiile de acasă, să o ducă și ei mai bine. Dar pământ, care vă reamintesc, nu era de la vecinii cu care te lupta, era tot de la boierii din țara ta cu care aveai de-a face și până acum și pentru care munceai. Adică promisiunea asta regele putea să o facă și pe timp de pace, numai că atunci n-avea nevoie de carne de tun care să moare pentru patrie. Abia acum erau importanți țăranii, ca soldați. Înțelegi ce zic? Dar în rest, mergi la război să mori pentru țară. E o chestie așa rudimentară. Adică, na, eu înțeleg, o idee simplă pe limba tuturor, atunci când e vorba de bătălie, ieși în fața armatei, țip că patria să... Înțelege toată lumea. Mai ales că majoritatea soldaților sunt tineri, 20 ceva de ani, habar n-au ce cu viața lor, e ușor să-i tragi de partea ta cu o idee frumoasă până la urmă. Dragostea de țară sună frumos. E bine să-ți pese, dar nu să-ți pese atunci când e vorba de mers la vot sau să te implici în comunitatea ta, nu? Atunci nu e promovată în același spirit. Acum, când e nevoie să mori în schimb, mergem cu piepturile deschise, dar războiul în general mi se pare că simplifică oamenii așa până la nivelul de animal prost. Chiar a ajuns acolo să trebuiască să te bați, să mori cu sute de mii ca să-ți demonstrezi punctul de vedere. Ce analizez eu la războaie e ce se întâmplă în birourile unde se mută granițele și se trimit trupe la măcel. Că acolo mi se pare că are rost să conștientizăm și să băgăm la cap. Așa omul e interesat de războiul de pe front de la nivelul lui, într-un fel unde te-ai vedea tu dacă ar veni acum înrolarea. Dacă vrei să afli partea asta, sunt destui care au fost în tranșee și poți să-ți povestească cât de stupid și fără sens e să fii acolo. Tu din pat că te uiți la laptop, poate ți se pare acum eroi. Dar ce e eroic dacă stai să te gândești să mori ca prostul pentru țară, pentru o idee pe care nu-i războiul tău? Este o carte, se cheamă Nimic nou pe frontul de vest. Citiți-o pe aia. Dacă vreți film, miniseria Pacific, produsă de Steven Spielberg și Tom Hanks, ca să vă atrag atenția cu niște nume. Eu nu am ce adăugat pe subiect, dar vezi acolo oameni nenorociți de războaie și după aia mai vezi unde e eroismul. Cam bat câmpie, nu înțeleg cum stau treburile. Da, hai să lăsăm totul cum e, că și așa că n-are rost. Eu nu sunt antirăzboi și o zic de fiecare dată când am ocazia. Dacă tu ai altă părere, uite, gândește la scenariul ăsta. Deci începe un război în care e implicată țara noastră și e înrolarea, dar nu ești tu chemat la luptă, că asta mai e cum e. Dar ești acum mai în vârstă, ai 3 băieți și îți luați toți pe front, fiecare cu familie, cu copii, și primești un telefon într-o zi că au murit toți 3. Și înlocuiești în povestea asta cu frați, prieteni, iubiți, ce vrei tu. La orice variantă te-ai gândit, oricum mor toți. Mișto, nu? Deci așa arată lumea în care vrei să trăiești, asta e situația pe care nu putem să o schimbăm și să o lăsăm așa? Cred că ați înțeles punctul de vedere. Deci partea cu războiul și bătăliile o să fie abordată în limita în care cred eu că e relevant să fac asta, așa cum e cu tot ce fac pe canal, în sensul că nu vreau și nu o să o fac. Eu nu vin la tine la muncă să spun cum să-ți faci treaba, lasă-mă în pace. M-a încertat și cu toată lumea. Încertat cu 3 oameni, dar e fain. Cu 3, dar e bun. De-așa. Pentru început, din elan și luându-și adversarii pe nepregătite, românii intră destul de mult în Transilvania. Asta până se repliază nemții care, pe de o parte, dinspre Carpați, iar pe de cealaltă, din sud, alături de bulgari,
Până la sfârșitul anului ocupă toată Muntenia. Statul român cu parlament, guvern, funcționari, o bună parte a populației se retrage acum în Moldova. Cum vă place Moldova? Trei sferturi din teritoriul țării este sub inamic. Se adună destule probleme și ălora care mai înainte erau cu gura mare că mamă ce abia aștept să bag niște război, încep să le cântremure chiloții. Și au și de ce. Se hotărăște ca tezaurul să fie trimis pentru mai multă siguranță la Moscova și se cere ajutorul aliaților. Aliați care nu atacaseră pe frontul de sud ca să le distragă atenția nemților, așa cum era înțelegerea. Provizionarea venea și ea greu, iar în Rusia, în 1917 februarie, țarul este răsturnat de poporul nemulțumit. Deci frontul de est cam șubred. Peste astea, concentrarea mare de oameni și lipsurile de adăpost, mâncare și asistență medicală duc la o epidemie de tifos care răpune peste 300.000 de oameni. Partea bună, dacă poți să zici așa, e că frigul și zăpezile paralizează înaintarea inamicului. Și între timp, românii primesc ajutorul francezilor care dau militaria jos din pod. Și asta pe bune. Armata este pusă la instrucție de generalul Henri Berthelot, a cărui prima observație când vede starea trupelor este că sunt, citez, admirabil de dezorganizați. Iese oameni din ei până la urmă, soldați care vor face față cu mari sacrificii în vara lui 1917 la Mărăști, Mărășești și Oituz. Conduși de generalii Alexandru Averescu, Eremia Grigorescu și Constantin Cristescu. Chestia e că, așa cum v-a zis mai devreme, majoritatea soldaților erau țărani și regele le promisese că odată terminat războiul se sparg mășiile și pământ la toată lumea. Rezistă românii pe moment, însă odată cu ieșirea Rusiei din război în iarna acelui an, treaba se cam împute. Acolo are loc o nouă revoluție și de data asta decisivă. Guvernul provizoriu instalat după cel dăduseră jos pe țar este dat cu craci în sus de comuniștii lui Lenin. Lenin care avea el un proiect frumos pentru o lume nouă în care toată lumea e fericită. Tovarășii bagă anarhia și în rândul armatei care începe să se împrăștie. Soldații ruși o iau cranga prin Moldova și Basarabia, jefuiesc, violează în drumul lor spre patria mama, acolo unde începe un război civil între regaliști și comuniști. Acum trupe românești trec în Basarabia ca să apere civilii în fața tovarășilor soldați. Motiv pentru Vladimir Ilici să se oftice pe noi și să ne confiște tezaurul pe care nu l-am văzut nici până azi. La pedepsit soarta, 3 atacuri cerebrale, mergea și a 4-lea dacă mă întrebați pe mine, și a dat colțul în 24. Conducătorii români se văd părăsiți în momentul ăsta, iar soluția găsită este să cadă și la pace cu puterile centrale. România capitulează. Pacea de la București din 7 mai 1918 are condiții extrem de dure. Nu doar că se iau niște teritorii, dar economia este pur și simplu cedată nemților și austriecilor. Regele Ferdinand nu acceptă pacea și nici aliații României. Însă puterea o are parlamentul și majoritatea votează pentru. La câteva săptămâni după, cu ajutorul Statelor Unite, aliații reîncep ofensiva dinspre vest și sud, iar cele două mari imperii, Germania și Austro-Ungaria, capitulează în noiembrie 1918. La câteva săptămâni înainte de sfârșitul războiului, cu francezii înaintind dinspre sud, românii pun iar mâna pe arme. Dar asta nu mai spală din impresia renunțării de mai devreme. Deci dacă te uiți la prestația României per total în primul război mondial, arată cam nasol. Armata capitulează, teritoriul mai tot ocupat, iar populația și economia într-o stare praf. Cu toate astea, la sfârșitul războiului, la tratativele de pace, ne-am trezit cum necum de partea bună. Și mai suntem și premiați că așa se nimerește că toate teritoriile cerute și încă peste sunt acum la liber. Placa pe care o pun românii la negocierile de pace de la Paris din 1919-20 e că noi am fi vrut, n-am putut, că nici voi nu v-ați respectat promisiunile, că ce era să facem? Să îndurați o leacă, asta era să faceți, zic Franța și Anglia, că de asta se cheamă alianță, nu? Nu așa, dai o leacă de greu și gata, te dai pe cur înlături. În fine, se aprobă până la urmă toate revendicările, chiar dacă cu o leacă de strâmbat din nas. Chestia e că și rușii, cu sovietele lor, cât și occidentalii, plusează măcar pe foaie pentru principiul autodeterminării popoarelor. În sensul că fiecare popor putea hotărî teoretic ce se întâmplă cu el de acum încolo. Numai că asta trebuia să le convină și învingătorilor, deci până la urmă nu era așa. Spuneam că Rusia se dezintegrează. Basarabenii rămași de capul lor nici nu știu ce să facă, dacă să fie independenți, dacă să se unească cu regatul. Cât stau să dezbată democratic problema și de teamă că și Ucraina voia să-i anexeze, românii îi conving, cam cu japca dacă e să fim sinceri, să voteze pentru unire. Cu Bucovina rămasă și ea satelit după dezmembrarea Imperiului Austro-Ungar, se întâmplă cel puțin la fel. Tot așa, revendicată din două părți și românii le forțează mâna să se bage la unire. În fine, Ungaria se desprinde și ea de imperiu și încheie pace separată cu aliații. Românii iau deocamdată o bucătoaică din Ardeal pe linia Radal, Baia Iulia, Târgu Mureș și tot mai sus. Se formează un comitet care coordonează activitatea de Transilvania. Soldații întorși de pe front care luptaseră pentru Imperiul Austro-Ungar sunt adunați acum într-o armată ardeleană, iar ei trebuiau să controleze situația din teritoriu, asta în timp ce guvernul de la Budapesta era neobișnuit de deschis la dialog. La manetă pentru ai noștri este Iuliu Maniu, trimis ca reprezentant la Viena ca să negocieze drepturile românilor. Românii se consultă și trimit un ultimatum ungurilor, că să-și strângă tot ce au prin Transilvania și să o ia spre vest. Ăștia că-ți fac o ofertă de nerefuzat, românii nu și nu, că noi vrem independența. Ceea ce se întâmplă la 1 decembrie 1918. De unde și ziua națională? Ca să vezi.
Acum, când văd că lucrurile merg din rău în mai rău pentru ei, ungurii fac loc la guvernare comuniștilor conduși de Bela Kun, că extremismul trebuie să fie soluția. Deși indicațiile primite de la prim-ministrul român Ionel Brătianu și șeful delegației românilor la negocierile de la Paris este să stea la locul lor, un atac al tovarășilor îi provoacă pe români să răspundă cu o contraofensivă. Armata română nu se oprește până la Budapesta, ocupă capitala în august 1919 și instaurează pentru câteva luni un regim de ocupație care îi pune pe fugă pe comuniști. Cu plăcere. Una peste alta iese bine, măcar din punctul nostru de vedere. Normal ar fi fost să iasă bine pentru toată lumea ca să nu mai fie motiv să mai înceapă un război. Dar nu ăsta era conceptul la ora aia, adevărul că nici acum, că sunt destui care spele cu mie. În anii 1919-20 se semnează tratate separate în funcție de părțile implicate, pentru alipirea Basarabiei, Bucovinei, Cadrilaterului și Transilvaniei. Și așa va rămâne, România Mare, până la următorul război mondial. Asta a fost pe astăzi. Mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, mai arătați și altora. Asta e modalitatea principală prin care mă puteți ajuta. După aia, Patreon e next level. Da, un share poate oricine. Să fiți sănătoși, să aveți spor la ce faceți și ne vedem data viitoare. Eu am fost Virgil. În spate la camera a fost Alex, The Unlike Show. V-am pupat!